Mi se pare ceva foarte firesc să ne încadrăm în această Comuniune Europeană. Vectorul european este ceva care am impresia că ne vizează și geografic, și spiritual. Și dacă ne întoarcem câțiva ani în urmă și ne amintim de drumurile noastre, de școlile, de grădinițele care în acest răstimp au fost restaurate, reparate, construite. Cred că nu trebuie un alt argument și noi, doar ce depinde de noi este să nu uităm că avem niște tradiții pe care trebuie să le luăm cu noi, să ne demonstrăm valorile și economice și spirituale și pe care le mai moștenim ancestral. Deci este ceva firesc de care mă bucur și cred că toată lumea trebuie să se bucure. Nu ne ducem nicăieri de acasă, ba din contra, cred că dacă ne vom și noi demonstra forțele noastre și frumusețea pe care putem să o avem ca țară, se vor întoarce cei plecați acasă, ori asta ar fi foarte frumos. Eu cred că acolo, întâlnindu-mă, ne toate țările europene care suntem cu rădăcini foarte apropiate, foarte asemănătoare, s-ar putea la un moment dat să se întâmple și marea minune și visul nostru spre care tindem, toți au visat bunii noștri, părinții noștri, ceva care ne leagă istoric. Eu cred că până la urmă doar așa se poate întâmpla. Pe 20 octombrie toți venim să votăm pentru vectorul european, pentru această cale firească spre care trebuie să mergem împreună, pentru că ăsta este viitorul.